Ziua 352. Este imposibil să exprimi adevărul cel de pe urmă. Este asemenea unui gust. Dacă l-ai simțit, îl cunoști. Dacă nu l-ai simțit, nu ai cum să îl descrii. Un om care nu a gustat miere nu poate să afle cât este de dulce. Un om care nu a văzut lumina este incapabil să înțeleagă ceva despre lumină. Chiar și persoana care a cunoscut-o găsește că este aproape imposibil să o exprime, căci limbajul eșuează. Experiența este foarte vastă, iar limbajul foarte limitat. Experiența este atât de sacră, iar limbajul atât de banal, încât nu ai cum să le legi. Tocmai de aceea, deși adevărul a fost cunoscut de multe ori, cei care au încercat să îl exprime au eșuat. Dar le suntem recunoscători pentru că au încercat, căci mulțumită efortului lor, viața a devenit mai bogată.